Bun găsit tuturor și bine ați venit în bucătăria noastră! Pătrunjelul verde este nelipsit într-o mulțime de preparate, așa că în fiecare toamnă gospodinele aveau grijă ca acesta să nu lipsească din cămară și pentru asta aplicau diverse metode. Una ar fi cu pătrunjelul tocat mărunt și pus în saramură din apă cu sare, alta asemănătoare dar cu oțet, apă și sare. Ori metoda clasică de pe timpul bunicilor, când de pe tije se rupeau frunză cu frunză și se puneau la uscat. Acum însă există o metodă mult mai eficientă și anume congelarea. Pregătirea este extrem de simplă. Pătrunjelul se curăță, se spală bine și apoi se toacă mărunt. Doar atât. O mică recomandare. După spălare, mănunchiul de pătrunjel trebuie scuturat bine ca să rămână apă cât mai puțină pe frunze. Pentru că în felul acesta, prin congelare, va deveni un bloc de gheață și va fi greu de utilizat. Se poate toca după dorința fiecăruia. Mai mare, mai mărunt, nu are importanță. După ce s-a terminat operațiunea asta, se poate pune în pungi mai mari sau mai micuțe, tot după preferințe. În momentul când punguța este gata, nu mai ne rămâne decât să o presăm puțin ca să iasă cât mai bine aerul și o punem în congelator. Simplu, simplu de tot. Dacă ați fost alături de noi, vă mulțumim pentru vizionare și vă mai așteptăm cu mare drag la noi videoclipuri. O seară bună tuturor!